Aici e clădirea Senatului României, clădirea unde eu am avut locul de muncă în ultimii 4 ani de zile. Aici am gândit, am elaborat împreună cu echipa mea, am susținut și am votat principalele proiecte de legi care astăzi îmbunătățesc puțin viața oamenilor din Valea Jiului, din județul Hunedoara și din întreaga România. Sigur că în campania electorală veți auzi multe vorbe frumoase, multe promisiuni. Vochițoiul Haralambie, în schimb, vine cu zestrea ultimilor 4 ani de muncă, muncă ce ne-a situat pe primul loc ca volum de activitate în județul Hunedoara. Sunt peste 74 de inițiative legislative, dintre care unele deja sunt legi și funcționează în România, sute de luări de cuvânt, de interpelări, de întrebări, lucruri pe care un parlamentar, pârghii pe care un parlamentar le are la dispoziție pentru a-și face activitatea. Eu cred că și în viitorul mandat, pe baza experienței dobândite, voi fi de folos din poziția de deputat al Hunedoarei oamenilor din județul nostru. Vă mulțumesc mult pentru încredere, vă mulțumesc și celor care m-ați criticat, vă mulțumesc tuturor celor care m-ați căutat, care mi-ați furnizat idei și care ați făcut ca munca mea să fie una remarcabilă și munca noastră să fie un câștig pentru noi toți.